Acum două săptămâni, prietenul meu Andrei Bordeanu a cunoscut o fată pe Instagram. Din profilul ei și din mesajele pe care și l-a dat, fata pare destul de ok, însă eu nu am încredere. Astăzi o să o supunem la cel mai bombă test din lume, pe nume Gold Digger, în care vom vedea dacă fata este cu adevărat o materialistă sau chiar vrea ceva pe bune cu Andrei. Nu puteam să-mi duc planul la bun final fără ajutorul lui Andrei Bordeanu, al lui Conacu și mai ales celor de la Plus Auto 3, prietenii noștri care ne-au încredințat una dintre cele mai frumoase mașini din lume, un Lamborghini Urus roșu de toată frumusețea, cu care sper să o dăm gata pe fată și din ce presimt eu să cam pice testul ăsta. Povestea o să fie despre băiatul care arată bine, dar nu are o mașină așa de scumpă și băiatul care nu arată așa de bine, că fom fi văzut cum are ochii cruciși, dar are un Lamborghini Urus în valoare de câteva sute de mii de euro. Hai să vedem cui o să-i pice în plasă și cu cine o să rămână până la final fata. Toată acțiunea o să se întâmple în spate, însă eu o să pot să văd toate imaginile live direct de pe telefonul meu și să le aud în cască, iar în momentul în care o să se întâmple ceva interesant, o să acționăm și noi pe teren. Hai să vedem ce o să iasă! Hei, bună, în sfârșit ai ajuns! Scuze că am întârziat, dar m-am pregătit și eu să arăt bine. E, pe normal, trebuie să arăți mereu bine, nu? Ce faci? Extraordinar, te așteptam. M-ai așteptat mult? Ei, nu chiar mult, nu e mult pentru tine niciodată, e ok. Mulțumesc, apreciez. Place lui Bordeanu, îi place să vede. No. Da, și ce vrei să facem? Păi mă gândeam poate să mergem undeva la o cafea, nu știu, sau să stăm la o terasă, e frumos afară. Am putea să mergem, dar chiar e frumos afară, mai bine mergem undeva. Aia zic și eu. Sau să ne plimbăm, poate, mergem în parc. Bine, facem o tură așa mică, stăm pe bancă. Știi, uite, Bordeanu vrea să o ia la suc. Bordeanu, s-ar putea ca la final, cred că o să o ai o surpriză. Foarte frumoasă mașina ta, chiar îmi place. Mersi frumos, am lucrat destul de mult la ea. Hai să vedem cât timp o să-i placă mașina până apare ursul ăla, că mor după el. Chiar sunt super fericit că credeam că ești mai mică pe Instagram, dar în realitate ești înăltuță. Dar de ce păream așa scundă? Păreai un pic scundă, da. Și tu păreai mai mic în realitate. Eu, na, îți dai seama. E bine că oricum toată lumea zice că-s mai mare în realitate sau așa, știi, dar... Chiar ești. Da, na, oricum, tu ai avut curaj să ne vedem. Adică... Păi de ce să nu am dacă am stat un... să vorbim atât? Îți dai seama, de-abia așteptam să ne vedem. Bine, ideea e că intimidez oarecum fetele pe Instagram, știi, și pe net, într-adevăr. Și faza e că, da, nu doar cele care au curaj, într-adevăr, sau care, da, e o conexiune acolo între noi. Da, normal. Păi chiar am fost să vorbim atât, cum era să nu chiar. Vin, nu mă simțeam da, eu. Da, da. Bine, oricum e super frumos afară, adică chiar ar merge și o plimbare, dar chiar și o piscină, adică chiar aș vrea să te văd într-un cost în baie. Chiar, da. Ar trebui să mergem, cred că eu n-aș vrea să te văd. Da, aia zic. Trebuie să dați un like neapărat la vlogul ăsta, că nu mai pot, ești de bun. Ar vrea să ne vadă și toată lumea, de seama, la piscină, nu? Adică. Îți dai seama, na. Băi. Am atins un pic clipul ăsta ieri și mă uitam atent că am zis să nu se fi desfăcut sau ceva, știi? Nu, chiar nu se vede, arată că e lucrată. Da. Păi, știi cum e, pasiune, na. Că aș putea să-mi iau un BMW ca toată lumea, dar am zis să o fac pe asta. Că ești mai special așa. Îți dai seama, da. Păi, până la urmă nu agăț cu mașina, nu? Chiar nu. Da, adică asta e așa făcută pentru mine, na, de fanul meu, de pasiunea mea. Îmi dau seama, ce facem? Mai stăm 5 minute aici și mergem după? Păi așa zic și eu, mai stăm un pic ca să ne mai cunoaște și noi, să mai văd și eu cum ești în realitate, să mai văd și eu care treaba, că na, până la urmă... Era și cazul. Păi nu, vorbim live de două săptămâni, adică nu vine să cred că am vorbit atât de mult cu o fată, de obicei nu vorbesc niciodată atât cu o fată. Dacă am avut amândoi treabă da, și am înțeles na. Foarte bine, nu... Asta e că ne-am înțeles și ai văzut, ne-ai ținut acolo activ și asta e cel mai important, îți dai seama. A fost conexiunea aia. Da. Cu ce te ocupi? Păi cred că e evident un pic, gen, afară că fac sală pentru mine. Mă gândeam cu poate mai fac și altceva. Ei, mai fac și altceva, îți dai seama pe lângă, pentru că, na, nu e neapărat vorba de bani, că banii vin și... Mamă, că deja au vorbit prea mult, ești nebun la cap. Fă-i semn să vină cu Neacu. Să intre cu Neacu, să intre Fonfi. Spune-i să se ducă. Stai că să duce Fonfi! Și face intrarea al meu. Pleacă, dar trebuie să ne întreținem și noi cumva. Bineînțeles, și sportul ăsta necesită foarte mult și sunt antrenor și în viața de zi cu zi, practic, cu asta mă ocup. Sunt antrenor și... Nu vă supărați că vă deranjez, dar... Domnișoara arată într-un fel ce mai... Ce faci, mă? Bine, Fofi! E sora dumneavoastră, ceva? Cine ești, mă, tu? Fofi. Sora mea? N-am. Nu mă e... Cu ea aș vrea să mă cunosc mai mult, ce-i drept, dar... Un Instagram, ceva, să poate. Ce faci aici, mă? Stai așa un pic. S-ai enervat Bordeanu. Nu fie întâlnă că cred că s-ai enervat pe bune Bordeanu. Da, nenicule, că vreau și eu să... Unde ai fost și tu să fiu și eu. Ia, unde ai fost și eu. Stai un pic, cum adică? Domnișoară, decât cu așa, mai bine cu așa. Na. Ești de-aia la altă, nebună, ești de-aia. Bă, ce nebun și ăsta, am venit să cred, what the fuck. Bă, dar nu vine, bă, cum să faci așa ceva, gen? Au nebunii bărbați. Nu se uită, da, și-o caută rău de tot și crede-mă, eu sunt chiar liniștit de obicei.
Vă bucurați voi că a plecat, dar stați că se întoarce al meu acum cu surpriză. Și nu fac de asta, adică nu pumnii nu sunt niciodată o soluție. Să mă pun un pic jos, că m-a enervat rodul tot ăsta și eu de obicei nu prea mă enervez, dar chiar mi-a stricat vibe-ul, adică ar trebui să plecăm de aici, da, nu? Da, mă, de ce că nu l-am băgat în seamă, n-am avut nicio Știu, dar totuși, nu e ok. Hai că ăștia deja vorbesc cam mult. Ia să vină Lamborghini, ia stai puțin. Hai fost. Adică ar trebui să mergem, să plecăm și noi. Mam. Ia uite-l, tata! A venit! Da, mașina foarte frumoasă, n-ai ce să zici. Da, e frumoasă, într-adevăr. Arată bine. Mă mor după la bieșe să fac niște poze cu el, să le pun pe Instagram. Da și voi acolo un follow și un like. Roșie, așa, culoarea e marfă rău. E pic de Da. O mai șturează lângă noi, știi, da, ca să dea mare omul. Adică acum, păi dacă cu altceva n-are cu ce îți dai seama, măcar cu mașina, nu? Aia nu știe că de fapt doar cu creierul și cu asta. Da, așa e. Bă, dar nu-i lasă să vorbim, gen, n-ai cum, de ce? Da, chiar e frumoasă mașina, dar ce nu știe el e faptul că oricum în fata nu se arată cu mașina. Bă, adică, e frumos. Îi place, gata, deja a uitat de Bordea, cine e Bordearul? Man. Îți dai seama, are și culoarea frumoasă. Vă deranjează dacă mi-am parcat ursusul lângă voi? Ursus, nu vine să cred. Bă, nene, iar vii, mă, nenicul aici. Al meu, fetiță. Bine te-am regăsit, domnul Mijlan. Ce faci? Bă, ce doamna e cu dumneavoastră? Da. Nu? Cum, stai, cum adică? Suntem la un... Vorbim de timp și... Păi da, dar cum adică? Prima dată când ne vedem, nu suntem un concret. What? Bă, eram... Bă, 1000% eram, era 1000% eram că o să întâmple așa, ia să nici urmează, mă, sunt tare curios. Ia, bă, vezi cum metre, ce ai făcut? Stai, bă, că mi-am parcat și eu bolidul, păi, aceea, ce ai faci? Vă interesează doamna un pic mai mult, sora dumneavoastră. Care sora mea, mă, ce ai, nebun, auzi că suntem împreună? Prieteni? Nu sunt doar prieteni! Că prieteni? Păi nu e prima dată când ne vedem? Păi e prima dată când ne-am vorbit atâta timp și pe bune? Păi vorbim, dar nu am avut nicio chestie serioasă. Domniță! Bă, nu se poate, băi! Iertați-mă. Bă, ia-mă mâna de aici. Nu aș vrea să bem un suc, că mi-a stricat vibe-ul. Hai să mergem. Hai să mergem la piscină, hai să mergem unde am zis noi că mergem, știi? Hai să mergem. Cum adică? Adică nu te întreb de 14 ori, e Ursus. Stai, mă, pe unde te duci? Ia uite, seate, ești nebună. Bă, nu cred. Aiana Pupune? Mai sunt tu că te rezolvi și pe tine. Las că noi vorbim altădată, dar tu, pe bune, ce facem? S-a urcat în Urus. S-a urcat cu... Bă, hai mă, repede! What's happened? Ce e asta? What's happened? Nu știu, cred că vor să facă fani. Ce-ai făcut? Dar ce faci? Ce-ai făcut? Nu face nimic, stai puțin așa. Nu vine să cred, am prins un Instagram, guys. Ca să vedeți... Eu sunt cu tine, stai. Păi, dar tu credeai că în două săptămâni așa poți să ieși cu mine repede? Nu, era greu. De două săptămâni chinuim. Bestio. Stai, mă, frumoasă, bune. Pentru Urus. Deci nu vine să cred că are mașină mai scumpă și mai hai frumoasă, mai lăsat pe asta. N-ai cum. Așa se întâmplă, dar de ce pleci? Nu vrei să vorbești? Dar stai aici, stai să mai vorbim. Nu vrei să mai vorbim. Ce să mai băi? Nu vrei să mai stai sub pont, e aici pentru tine. Băi, știi cât mai avea, mă? Să mă aici, dacă nu mai avea mult atâta. Ce era, mă? Încă o dată v-am demonstrat că așa se întâmplă de fiecare dată, guys. Fetelor, luați un exemplu, un contraexemplu de aici și să nu faceți așa. Sperăm că v-a plăcut. Ba chiar eu sper să faceți cu mine, dacă mă vedeți cu Dacia, cu furia neagră, dați-i. Sperăm că v-a plăcut clipul și până data viitoare, eu am fost Antonio Pican, el a fost Andrei Bordeanu, el a fost Cunacu. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, pe YouTube. Vă pupăm, vă iubim, pa, pa!